Un primar PSD din Vaslui a scos roaba plină cu băuturi și artificii în mijlocul drumului, de bucurie că a câștigat din nou un mandat în urma alegerilor de pe 9 iunie. Primarul din comuna Vasluiană, Vetrișoaia, și-a chemat susținătorii și a sărbătorit așa cum se cuvine. Artificiile le-a prins cu ajutorul unei brichete direct din roabă, iar toți cei prezenți au aplaudat și au filmat momentul. Ediliul Corneliu Stânga a câștigat un procentaj de 65,29% în fața rivalului său de la PNL, Vasile Puiu, care a obținut doar 27% din voturi.